Astăzi o să încercăm pentru prima dată Popeyes și nu singuri, o să vedeți mai cu cine, dar pe lângă asta o să vreau să comparăm și cu KFC. Așa că o să fie un video destul de interesant pentru cei care nu ați încercat până acum Popeyes, pentru că cred că majoritatea dintre voi care vă uitați la acest video poate ați încercat măcar o dată KFC. Suntem alături de Noris, mai avem încă două invitate care urmează acum să vină. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți seria asta pe viitor pe canal. Practic astăzi o să vedem dacă este mai bun Popeyes, care tocmai ce s-a lansat în România, față de KFC, care e de atâția ani. Ia uite cine a apărut aici. Nu cred! Ce-a făcut apariția mea? Mirela, ești gata să mănânci la Popeyes? Da, să văd dacă chiar e picant. Am ajuns. Gașcazurile în spate. Sunteți gata să-mi dați faliment la portofel? Perfect! Vlogul meu preferat e ăsta! Comandă. Vă drăgați să cred că trebuie să ne punem la coadă. Da, mai, pe bune! Cred că trebuie să ne punem la coadă, că nu merge aplicația. Nu ne-a chelit cu mult, 82 de lei, pe ce am luat. Dacă am luat ce trebuie. Nu merge. Am luat comanda, acum mergem. Cea mai tare experiență. Mamă, te uită toată lumea la tine. Hai să luăște la KFC acum și ai. Mamă, cred că faci mișto de mine. Uite cât e aici. Hai să ne cerem de la KFC acum. Dăm la pachet. Dăm un box. Box. Uite, uite ce e asta. So good. Filet bison picant, hot wing. A, uite, și cu filet bison și cu picant. E bine, e bine, e de tine asta. E bun? Îl luăm. Bun. 33 de lei, ieftin. Asta, asta chiar e ieftin, ești de bun? Da, să iei și sos. Poți? Eu mănânc cu unul singură. Bine, ok. Cum mănânc? Ce ți-ai de mâncare, Noris? Ia uite câtă mâncare am luat. Asta e de la Popeyes? Asta e de la Popeyes, mă, n-am văzut, ne-am dat neamul. Au, mă! Hai că uite ce avem. Bă, să ne furăm mâncarea. Ceau. Bă, mâncarea noastră. Dar tu te comandai și de la Taco Bell și de la Pepper and Pepper? Nu, ce mi-a comandat de la Taco Bell e pentru Mireana. Ah, ok, ce drăguț, că-i dă și de mâncare. Gata copii, v-am luat de mâncare. Vedeți aici KFC-ul cu sosuri, Popeyes pe aici cu o grămadă de cartofi, cu tot ce trebuie. Sper să mâncăm cât mai mult și dacă nu mâncăm oricum dăm după Yes, ce. Daddy! Yes. Să începem cu Nori să testeze. Da, că el cam moare de foame, sărac. Bine, hai, bă, Nori, deci fii antenă. Uite aici, 50 de d-astea sunt, ia uite. 50? Ia să începem aici. A, 50-50. Huluci, aici. Mamă, ce-i acolo? Fără să spui mai atât. Ia spune-mi, cum se pare? Nu, glumesc, e foarte bun. E bun? Da, e bun. Și ia bagă-l cu sos. Bă, e bun, da. Cum e față de KFC, că știi cum e KFC, eu după aceea o să-ți lași și de la KFC să guști. Hai să-ți dau ție de la KFC. Vai! N-are nicio legătură sosul ăsta de usturoi. N-are gust de usturoi. N-are gust de usturoi, dar ca ăla de la KFC, nu! Ăsta e, așa, varianta aia. Nu se locuiește, mă, sosul ăla de la usturoi de la KFC. Miruna se ocupă de partea de spicy, ok? Foarte Miruna picant. E picant. Asta? E bună? Da, un filet bite, ia să vedem. Mi face și mie foame acum. Vrei și sos? Îmi place mai mult că asta e mai crunchy așa. O să nu prea așa crunchy. Nu așa crunchy. Am luat aici filet bites-uri și mai avem hot wings de la KFC. Dăm niște sos de la de usturoi. De la KFC. Ia. De la KFC. Ia să ne sos. Pune și cu sos de usturoi de la KFC. Mamă. Asta e, mă. Asta e, mă, ia uite. La final le dai răspunsul care ce alegi tu dintre Popeyes și KFC, ok? La final. Okay. O chestie vreau să spun. Uitați-vă cât ai. Deci, o chestie față de KFC, n-am văzut niciodată un strips atât de mare la KFC. Nu prea sunt așa de mari porțile la KFC. Primul, crispy tenders. Ia zi. Cum e? Bă, mie îmi place. Bagă cu sosul ăla, să vezi că bag, e. Bag cu sos. Sosul ăla e tank. Bag cu sos ca lumea acasă. Obicei nu mănânc cu sos. Ma. E nașpa, e. E de la clasic, chiar ăsta chiar dă mai mult spre sosul ăla de usturoi, pe care nu știu, îl faci în casă, nu știu. Ce fac? Asta e picantă. Asta e picantă. Nu mai mănânc. Nu mai mănânc, nu mai mănânc. Mamă, ce am zis să te oprești. E picant. Bă, da, asta e Sprite. Ce-ai făcut, Johnule? Nu mai vreau. Stop. Stop joc. Și mie îmi place că e crocant așa și are gustul sau. Îl fac într-un ulei special. Spuneți-mi în comentarii cu ce
ulei, că știu că aveam un ulei special ei. Ia să vedem. Mie mi se pare că arată mai bine de la Popeyes decât la KFC. Da, acum că mă uit la estetic, da. Da, hai. Deci, am gustat acum Popeyes și cu sos, foarte bun. Hai să vedem filet bite-ul, că n-am mai mâncat de ceva timp. Ăla e. Cu sos. E bun. Să știa. Se recunoaște. Și acum? E bun. E bun. Bă, nu știu, mă, ambele sunt bune, mie îmi plac. Dar la final o să zic o părere. Da, din cartofi, bă. Ai gustat? E ok, e un 7 din 10, dar nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie? Ia să gușim. Sunt foarte condimentați. Nu știu. Ei sunt foarte așa, sărați și simpli. Parcă ăia de la Popeyes sunt mai buni decât ăștia de la KFC. Bă, mie cartofi de la KFC nu prea. Mi se par seci rău de tot. Da, vezi că sosul la KFC cu cartofii de la Popeyes merge. Bă, deci, merge să le combin. Bagă mai întâi un gură de aici de la Popeyes. Să-mi spui tu ce părere ai. Fără sos, fără. Picant. E pic. Ce picant? Pare că e picant sau poate e un pic picant, dar asta vezi că e nepicant. Închipuiesc cum e picant. Bă, frate, am gustat eu picant. Uite asta aici. E bun. Aaaa! E bun, a? E da, bun. E bun. Da, și mie mi se pare un pic picant, dar așa e normal, e un pic condimentat, știi? Vine verdictul pentru picant. Ia să vedem, a deschis pe aici. Ia ce vrei tu de acolo. Bago. Care zici tu că ar părea picant. Păi, băi, ce e asta, mă, e cât... Cât capul. E cât cap, mamă, dar vezi că aia și asta e picant. Mă uitați, what the fuck. Bă, dar cât de mare e. Deci, guys, o să începem cu ceva picant. O să luăm asta. Îi mănânc fără sos sau cu sos? Nu știu dacă e picant, dar da, hai. Mie-mi place. Prima dată fără sos. Mie-mi place cu sos. Ea a mâncat prea mult picant la viață. Țineți cont de asta, pentru că ea bagă ce bagi tu ea zi. Supă la plic, care pun sunt condimente din Japonia și sunt foarte picante. Nu cred că am luat pe cine trebuie. Da, nu mi se pare picant. Și e ok la gust, dar nu prea-mi place. Vă spun eu că e picant, 100%. Da, bună de aia mare, să-mi spui cum e, hai. Hai, bagă. Mamă, crunchy așa. Ai luat carne? Am luat și carne. Ai luat și carne. Simt doar acolo ceva că mi-a lintă limba atâta, dar nu mai mult nu. Limba, bă, băiatul. Nu, nu este picant. Pentru mine. Pentru voi, guys, dacă vi se pare picant, nu încercați. Am două aici chestii picante, aripioare, cred că sunt, nu știu exact. Ăsta din dreapta este de la KFC și ăsta e de la Popeyes. Deși eu nu mănânc picant, o să gust din astea două pentru că Noris ne-a mâncat toată mâncarea nepicantă. Așa, o să gust mai întâi de la KFC. Eu care nu mănânc deloc ăsta, adică e pentru prima dată cred că mănânc de ăsta. Hai să vedem. Vedeți cum arată? Nu simt momentan picantul. Ce ai făcut mine? Mi-ai dat și tu de-aia? Aoleu. Dai puțin că se simte ușor, ușor. Îmi simt buzele cum îmi plâng. Doar buzele. Doar buzele am început să-ți mâncă? Da, doar buzele. Am început să-i plângă buzele. Și mie, cred că acum papilele un pic. Ok, am gustat KFC-ul. Nu mi s-a părut așa de picant. Sper că asta e Popeyes-ul, nu? Deja mă simt puțin picant la KFC-ul ăla. Hai să gustăm. Da, se vede că e de la Popeyes. Are gustul ăla. În ce ulei fac ei. Pentru noi care nu mănâncă picant, e ok. Stai puțin că încep să simt, mamă, cred că... Wow! Nu, e mai picant. Wow! Wow! Wow, be wow. Careful! Cred că-l ducem vendere la spital. Ok. Nu, e mai picant Popeyes-ul, clar. Ați văzut cât de mic era, e mult mai picant la Popeyes, după părerea mea, și bă, dar că e din ce în ce mai picant, frate. Deci, cam așa arată situația după. Asta, mi-am mâncat toată mâncarea. Mi-am mâncat toată mâncarea. Toată mâncarea nepicantă mi-am mâncat-o. Deci, care-i situația zi? Depinde acum de ce întrebăm. Cartofii sunt mai buni la Popeyes decât la KFC. Aripioarele sunt mai bune la ambele. Stai să zic ambele. Și usturoiul, clar, de la KFC ăla. Deci ca o recenzie așa la tot ce am mâncat noi aici. Am încercat pentru prima dată și picant de la Popeyes și de la KFC, că eu nu mâncam mai deloc de la KFC picant. Am mâncat o grămadă de astea nepicante de la Popeyes și toate astea. Auzi? Auzi? Nu te supăra, sunt vlogger. Chiar astea nepicante de la Popeyes chiar nu-mi plac. În primul rând, e picant Popeyes-ul, e mult mai picant decât KFC-ul. Dacă ții picant de la Popeyes, e mai picant decât la KFC. Și chiar acum KFC-ul nu mi se pare așa de picant, am gustat acum, dar totuși e picant pentru placul meu. Eu care nu mănânc deloc picant. Miruna nu gustă, nu prea simte deloc picantul, așa că să nu vă luați neapărat după aia. Guys, eu am doar o chestie.
Am o chestie să zic. Sponsor mi KFC. Efectiv. Eu sunt cu KFC atât, dar vă pot spune. S-a mâncat bine astăzi, chat. Sper că v-a plăcut. Sper că ați mâncat bine. Bă, la proste! Aștept să-mi spuneți și mie în comentarii ce părere aveți voi despre Popeye / KFC, care vă place dacă ați gustat de la Popeye și ce părere ați avut voi de Popeye's. Aștept comentariile pentru că o să mă uit peste voi și o să vă dau acolo o inimioară. Dacă, dacă vreți să mai vedeți videouri de genul care mai testăm mâncare eventual din alte țări, când o să mai merg în alte țări să testăm mâncare, poate începem o serie mișto. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest vlog, nu uitați de like și subscribe și ne auzim data viitoare!